mercat financiar în care sunt în mine de abortez. În primul și în primul rând vreau să vă felicit cu sărbătorul care au trecut, 23 februarie, și ne au făcut armata cu sărbătoarea Dragobetilor. După cum cunoașteți, compania Telecron, în așa unde sărbători sau de unde sărbători, eu ofer 100% la suplinire sau la reinvestire. De ce pentru dumneavoastră? Știți cât e comod, anume să reinvestiți sau să tranzacționați, cine nu tranzacționează în conturile reale, aveți posibilitatea să vă apropiați de managerul dumneavoastră, să întrebați care sunt condițiile și cum poate fi obținut acest bonus de 100%. Deci, astăzi va avea loc masterclass-ul, nu voi duce eu, vor duce colegii mei, Cornel Roagă, Cristian Varsar, care până la sfârșitul acestui masterclass eu să vă prezinte și o strategie care dumneavoastră are să vă ajute foarte mult în perfecționarea strategiilor și a mări veniturile. Deci, eu urez că succes, dragi colegi. Am o recepție, mă, ne pregătim, ne încălzăm. Mai ai cineva nevoie de stilor și poziția asta acolo? Da? Am știut să avem și o anchetă să ne plineți listea să faci, dar până atunci ne prezentăm mai mult. Așa. Cine are nevoie de stilor? De voi mai aveți nevoie de stilor? Ok. Mie spune Cristian, cum spus domnul Antol, sunt manager companiei Corda Bărbii și suntem trader. Noi toți suntem trader sau potențial trader care viitor ați devenit. Cine trebuie să ne spune apă? Nimeni? Ce spune? Contează? Nu contează, nu am vorbit de sunt. Cine trebuie să ne spune apă? Restul încă cât de mult sunteți, da? Așa. Nu masterclass-ul de astăzi am vrea să vorbim despre o temă foarte actuală acum. Cum spune ești tema de astăzi? Cine o ești? Bună ziua! Deci așa putem? Deci cine transacționează pe Bitcoin? Da, pe Bitcoin. 50 la 50. Da. Care este, spunem așa, pentru început, până să facem o introducere, care este, de ce dumneavoastră cineva alege Bitcoin și cineva alege aur? Care sunt plusurile la aur, după părerea noastră, și care sunt plusurile la Bitcoin? În ultimul timp, Bitcoin mereu crește, dar depinde de aur. Ultimul timp, Bitcoinul crește, da? Crește. Aurul? Aurul depinde mereu de situația în America, în țară, în lume și așa mai departe. Așa discutăm în momentul, da. Ok, vreau să începem acum cu istoricul, de unde s-a pornit aurul, care e istoria aurului, care e istoria Bitcoinului. Și asta discutăm mai departe, care este diferența dintre aur și Bitcoin, care este, din punct de vedere tehnic și fundamental, care este mai eficient pentru trader. Un trader începător sau un trader care are deja experiență, care este mai productiv, aur sau Bitcoin-ul și ce așteptări avem noi în viitor. Plus la asta, vă zic, da. Noi trader, ce interesant, să facem bani cât mai eficient, cât mai rapid și o să avem ce perspectivă ne oferi nou aur și ce perspectivă ne oferi nou Bitcoin. Cu Bitcoin-ul, noi știm până la momentul actual cam este dificil de tranzacționat Bitcoin, acolo marge mari, da? Dar am să despre situația cu mintea, da. Domnul Cornel? Da, bună seara la toți. Mie îmi spune Chitroa Corneliu, cum și m-am prezentat și colegii mei, la fel ca și domnul Cristian, sunt manager în cadrul companiei Double Case. Mă bucur să vă revăd pe unii. Pe unii să vă văd pentru prima dată, dar sunt sigur că avem toți în comun același interes față de tema de astăzi anume. Și aș prescurta-o într-o oarecare măsură, aș spune aur vs Bitcoin. Știți cum? Ca un fight. Adică ca astăzi vom discuta anume despre istoricul apariției Bitcoin-ului, istoricul apariției aurului și le vom caracteriza prin diferite prizme ca să vedem
pentru voi însăși să vă faceți concluzii pe care este, vă este mai aproape ca instrument de tradiționare pentru dumneavoastră. Și cum am comunicat, adică aș începe de la Bitcoin, deoarece este o monedă, un instrument destul de nou pentru noi toți. Această piață, din câte vă amintesc cu toți, este piața și anume care este ea, criptovaluta, da? Vă amintesc, asta este anume segmentul din, face parte din piețele financiare internaționale, tema 1 din cursul de pregătire a nostru. Și ea este una din cele mai tineri pieți, chiar cea mai tânără, și mai puțin, aș spune, reglementată piață. Noi să discutăm pe parcursul masterclass-ului de astăzi, adică și să vedeți cât e, adică sub ce aspect discutăm noi acest instrument și când spunem despre faptul că e mai puțin reglementată. Însă și istoria apariției și scopul apariției acestei criptomonede ca Bitcoin, adică a fost de a omite unii factori care depind de careva state sau politica monetară a unui stat în vederea speculării cu valuta sa. Da? Asta și este în primul rând scopul apariției Bitcoin-ului, deoarece cine cunoaște ce e asta Bitcoin, din ce el e compus și care, dacă puteți să-mi spuneți dumneavoastră, cum îl percepeți dumneavoastră? Corect. Adică mai simplu vorbind, asta este o combinație matematică, da. Cum credeți? Ea este infinită sau totuși are un... Are o limită. Corect. Noi despre asta, într-adevăr, așa discutăm, despre limita dată, să fie atins și acest segment a Bitcoin-ului. Și ca o introducere la anume asupra monedei Bitcoin, bit înseamnă unitate de informație binară și coin, asta e monedă. Anume de la asta și s-o pornit, adică combinația acestor două cuvinte, adică și-o dat denumirea acestei criptomonede. Și în lumea noastră de tranzacționare și anume lumea care perceperea tradițională acestui Bitcoin este definită ca un sistem de plată electronic descentralizat și monedă digitală creată, care a fost creată, cunoașteți că? 2009, de către Satoshi Nakamoto. Cuvântul cheie în fraza dată este descentralizat. Dacă vă amintiți, anume scopul acestei monede a fost în descentralizare. Că această monedă să nu fie dependentă de careva stat sau de politica monetară a unui stat. În asta și constă adică valoarea acestei criptomonede. Bitcoin a fost creat pentru a asigura o protecție a investițiilor și finanțarea liberă a afacerilor, fără a face apel la instituții financiare. Iată ce e important. Deoarece, care este instituția financiară principală a statului cu are? Banca Națională. Da, adică acest instrument al statului, el și duce politica monetară, adică implementează politica monetară a statului. Fie care e, prin ce reglementează? Vă amintiți cu toții? Da, asta e tema, adică tema analiza fundamentală, tema 2. Însă și prin rata de referință și ei, în mod evident, ei ce fac? Ei mențin valuta proprie, în primul rând, să nu fie afectată de inflație și să nu fie afectată de deflație. Corect? Asta. Și în cazul dat, statul intervine cu instrumentele sale, prin intermediul BNM, în cazul Republicii Moldova, așa să spunem. El intervine prin instrumentariul său de competență, anume în reglementarea monedei. Monedii în perceperea noastră clasică, asta e leul Republicii Moldova. Dar Bitcoin-ul nu are legătură nici cu un careva stat emitent sau cu oarecare organizație financiară puternică care ar putea influența oarecare, adică mersul, evoluția acestui
instrument. Asta și anume este atractiv pentru acest instrument, deoarece indiferent s-ar întâmpla asta în Statele Unite ceva sau în altă parte negativ fie pozitiv, el nu influențează Bitcoin-ul. Influențează Bitcoin-ul cu totul, totul altceva, adică asta în primul și în primul rând, să nu uitați cu toții că 70% din mișcările pe piață, ce este asta? Asta sunt emoții noastre. Asta e psihologia noastră. Deoarece noi ce facem? Făcând o analiză fundamentală, făcând o prognoză, o analiză tehnică, noi ne creiem o dispoziție. Fix asta, adică aceeași dispoziție, în mod evident, se creează la majoritatea traderilor. Și care, în mare parte, adică, care își împing prețul, fie în sus, fie în jos. Adică este mișcarea taurilor și mișcarea urșilor, vă amintesc cu toți, da? Spre deosebire de majoritatea monedilor, Bitcoin nu se bazează pe încrederea într-un emitent central. Asta ceea ce am discutat cu noi anterior, nu este legat de un emitent central. Și Bitcoin folosește o bază de date distribuită peste noduri a unei rețele pentru a inventaria tranzacții, se folosește de criptografie pentru a furniza funcții de bază pentru securitate, cum ar fi asigurarea că Bitcoinii nu pot fi cheltuiți decât de cea persoană care îi deține. Construcția monedei de Bitcoin permite deținerea și transferul anonim în valoare. Bitcoinii pot fi salvați pe un calculator, pe un simplu hard disk, sub formă unui fișier, portofel, așa, se are o denumire de portofel de Bitcoin, dar fiecare o să vedem în continuare cum au evoluat toate chestiile astea și o să avem o percepere mai clară asupra acestei criptomonede. Sau pot fi stocați ca un serviciu de portofel la unii terți părți. Iar în ambele cazuri, Bitcoinii pot fi trimiși prin intermediul internetului oricărei persoane cu adresă Bitcoin. Adică, ori fiind deținător de adresă Bitcoin și am de făcut o achitare cu Bitcoin, eu, în mod evident, o persoană care trebuie să recepționeze achitarea, adică această plată, adică tot trebuie să dispui de acest cont Bitcoin. Ca să poată recepționa, adică această tranzacție, în sensul dat. Știți care este semnul, adică monedei Bitcoin? Da, semnul ca și dolarul, adică cu două linii. Și acest semn este oficializat în lume în anul 2015, de acest semn a fost oficializat anume prin intermediul așa organizației Unicode, care la nivel mondial stabilește semnele distinctive a fiecărui emitent. Cum credeți? Iată, comparația noi permanent o facem deoarece și tema de astăzi la noi aurul, pe de o parte este, sunt metalele prețioase, pe de altă parte Bitcoin. Da, era Bitcoin, deoarece asta e o era nouă care în primul și în primul rând renaște această criptomonedă într-o oarecare măsură și ne dă nouă posibilități. Nu, nici. Dumneavoastră ați urmărit toți evoluția Bitcoinului. Chiar ultima perioadă, dar chiar anul ăsta. Noi acum să dăm mutați statistici referitor la evoluția Bitcoin-ului și să discutăm. Până stați un pic, să toți treacă listata, semnați, puneți numele, prenumele, număr de telefon și scrieți aici oficiul de unde ați venit, Alexandrei sau Atom, sau dacă n-a venit pe Facebook, nu lăsați-o pe vlogul. Așa, domnul Conel acum ne discutat un pic despre cum a evoluat Bitcoin-ul, am face ceva nou. În fine, eu sunt părerea că tot timpul plac să simplific lucrurile. Deci noi așa să facem o situație așa ca să fie la toți mai interesantă, spunem, să nu știți ca la școală, două cercuri, așa, mă crește mai mare, să fie Bitcoin, așa. Când a apărut primele tranzacții de aur, cunoașteți? Da, asta e pe asta de bărfă, vreau așa prima lecție de teorie, da? Când toți ați fost la prima lecție de teorie, noi vorbim
cea mai veche piață e piața de mărfă, pentru că schimburi se făceau atunci cu monede din aur. De ce aurul a devenit unul din cel mai, spunem, prețios metal și cel mai sigur metal? Pentru că sunt metale și mult mai scumpe ca aurul, cum ar fi platinum, da? Poate și argintul de metal prețios, dar nu are reputația aurul. Deci credeți că aurul a devenit cel mai bun instrument de refugiu pentru investitori? Vedeți, da, argintul e mult mai folosit ca aur. Adică e mult mai accesibil ca aur. Argintul e mai mult ca aur. E mai ieftin. Folosește Andelin mai mult industrie. Deci are prețul propriu de calitate ca metal. Așa, adică și... Poate că e problemă și e curat metal. Este unul din cel mai curat metal, da? E că da, ok, dar ce platin, dar atunci că este mai scump, mai prestigios ca aur? Cantitatea în natură mai puțin. Cantitatea în natură mai puțin. Adică sunt careva criterii care stabilește este bun instrument dat într-un instrument de refugiu sau nu. Și anume vom pune prin prisma dată Bitcoin-ul ca instrument de refugiu, fiindcă toți ați observat, toți spun deja, vehiculează pe internet că Bitcoin-ul va înlocui aurul sau Bitcoin-ul este aurul digital. De ce el să deja se vehiculează așa informații, pentru că ușa să punem toate criteriile date și să observăm că sunt careva asemănări. Dar sunt și careva deosebiri, care are aurul față de Bitcoin. Aici să fim deosebiri. De ce se deosebește Bitcoin față de aur? Deosebirile și aici tot deosebiri. Am spus, Bitcoin este într-o cantitate limitată, corect? Asta deja ar fi o asemănare, ca să spunem. Așa. Câți Bitcoin este limita lor? 21 de milioane de Bitcoin este cantitatea limitată. Asta este o asemănare. Le spunem așa, cum să facem aici. Asemănare, cantitate limitată. Dar încă, în ce se mai înseamnă Bitcoin? Sau se deosebește? Da, dacă am început-o cu asemănările, prin ce se aseamănă aurul și Bitcoin? Câți valoroase? Încă? Cum crezi? Ambele sunt de bază. Ambele sunt într-o creștere. Cât procent a crescut Bitcoin-ul în anul 2021? Mult. El a crescut peste 300% abordața mea. Ambele sunt într-o creștere. Încă, care sunt asemănările care au aurul și Bitcoin? Ambele sunt de bază. Ambele sunt de bază. Înainte, toate tranzacțiile se făceau pe aur, chiar și în țări. Dar Bitcoin este criptovaluta de bază la care au apărut următoare. În sens că ambele au pus ca, în rusă să fie, ca istocnic. Dervonăcerni, da? Da, este ceva, aș spune, dar ca... Da, spunem, da, sunt de bază. De ce? Dacă este vorba ca de refugiu, adică restul criptovalutelor ele au un pic alt funcție, dar Bitcoin el e... Da, Bitcoin, anume Bitcoin se numește aur digital sau el va înlocui aurul în viitor. Încă, de ce se consideră că aur este o monedă de refugiu? Ce nu se poate făcut cu aur? El nu se poate făcut în laborator, el nu se poate contrafăcut. Bitcoin e exact aceeași situație, adică el nu se poate de contrafăcut. Cu alte cuvinte, Bitcoin-ul fiind o criptomonedă, ei are un sistem de protejare foarte dezvoltat. Dar aurul însă și în natură. Da, aurul în natură este protejat și da. Se produce în natură. Ce mai sunt mai este? Ce poți mai fi aici? Hai deosebit. De ce se deosebește dacă ai semănări să nu mai sunt? Volum. Dacă pe urmărit piața, Bitcoin-ul crește în proporții mari, aurul în proporții mai mici. El e un pic mai stabil ca Bitcoin. Asta o scrim, dar asta e o considerație de avantaj. De bază, fizic volatilitate. Da, corect. Este un avantaj volatilitatea sau nu? Că Bitcoin-ul așa de mult a oscilat sau aurul nu? Teoretic, da, da. Practic, noi suntem practici, noi ținem trader, noi trebuie să facem bani pe asta. Pentru noi ar fi convenabil că este volatil, așa de volatil Bitcoin-ul, sau? De ce?
Din cauza cum când Tesla a cumpărat un 35 milioane de dolari, când a cumpărat Bitcoin, atunci a brusc a crescut la 20%. Da. Și ce a fost un semnal foarte bun pentru a crește. Și după aia Elon Musk a zis că Bitcoin criptovalutele sunt prea scumpe și criptovalutele au plecat în jos. A să discutăm. Da, o să spun momentul dat, e foarte interesant. Eu, momentul ăsta, înainte de asta, a apărut un articol că Elon Musk a făcut, din operațiunea care a făcut-o, că a cumpărat Bitcoin, a făcut un profit de $1 miliard, $500 miliarde. Și asta eu mă gândeam, uitați cât de, de interesant și ipoteza asta cu oamenii bogați, de mai bogați, și cât de, știi, un exemplu real, cum un om bogat a putut provoca, nu tot vorbim de Soros, da? Toți vorbim de Soros, cum a putut devalorizat lira sterlină prin manipulare. Și că un caz care în secolul 21, în prezent, a fost Elon Musk, cumpărând în valoare de 1,5 miliard dolari, a provocat creștere, da? Și toți traderii, investitorii au început să cumpere și ei să formează efectul de turmă, toți au început să cumpere. Elon Musk, acolo pe care a fost un post și acolo ați putea în momentul, da? Volabilitatea. Mi-ați spus că este un avantaj. Cineva tot crede că e avantaj sau dezavantaj? Cine crede că e dezavantajul ăsta? Anume, ca instrument de refugiu. E dezavantaj. De ce? Pentru că un instrument de refugiu, el nu trebuie să fie volatil. El trebuie să fie stabil. Cât un instrument este mai stabil, cu atât el este mai de încredere. De ce se consideră francul elvețian, iena japoneză, aurul, instrument de refugiu? Ele sunt mai stabile în caz de criză, în caz de careva fenomen. Dar când o cotație face timp de o lună, două, face 100, 200, 300% din crește, da? Vă dați seama ce înseamnă asta, este foarte mult. Și evident că aici deja nu mai putem discuta despre o stabilitate. Da? Și că este și un dezavantaj pentru Bitcoin, că el așa de mult oscilează. Aurul oscilează de regulă, acum în criză, oscilat undeva 20%, a crescut cu 25% din suma inițială. Asta e ceva ok, asta e ok. De ce? Pentru ce legat de volatilitate, pentru trader, termen scurt, asta e bine. Dar pentru investitori care vor să-și asigure investițiile sale, să aibă un instrument de refugiu, Bitcoin pentru și recombinare. Vă dați seama, dumneavoastră, ați investit acum având milioane, da? Ați investit Bitcoin sau nu? Sincer, așa, ați investit acum Bitcoin. Din cauza de când s-a început săptămâna, el a scăzut, el doar ia în scădere. Și pare el de data să ieși să... Nu, dar mai pare acuși ceva, acuși apare niște critică din partea lui unul la altul. Cine să fie în siguranță, de asta să cadă înapoi acuși până la vreo 10-20 de dolari, 10.000 de dolari. Eu personal sunt sceptic ce legat de Bitcoin, eu nu sunt părerea că la spate înlocuie aurul. Da, el oferă un credit, da, el are ceva putere asemănătoare. El este o valută sigură care nu se poate de contrafăcut. Este într-o cantitate limitată. Dar oricum, sunt careva momente care deosebire cu care discutăm, care el oferă o neîncredere. Dar pe viitor apropiat să vedem. Așa, ce diferență mai are Bitcoin față de aur? Spunem că aurul are o stabilitate la care sunt de Bitcoin. De ca istorie, e mai vechi, am zis, da? Și e mai vechi și e mai stabil, nu joacă... Asta așa am vorbit, da? Nu e atât de volatil. El crește maximul crescut acum 25% din suma inițială. Aurul este fizic. Este fizic. Este numai aici fizic. Eu cred că asta este principalul factor, da? Care omul... Fizic. Așa. Sunt ceva în mână. Drept vorbind, de că aici Bitcoin-ul are un avantaj ca în situația dată, fiindcă, de exemplu, ca să faci un transfer, acum oricum se temă era digitală, se fac transferul de date, dar vă dați seama că să transporti o cantitate de aur într-un punct oarecare, sunt careva cheltuieli, corect? Ai nevoie de depozitare, ai nevoie de bază și așa mai departe. Bitcoin-ul, domnul Cornel, a fost foarte ușor să efectuează, e nevoie doar de un portofoliu, da? Digital, care nu se transfera direct la persoană la persoană. Este un avantaj pentru aur, dar este și un dezavantaj în ce legat de instrument de refugiu. Nu este diferență. Da. Dacă... Ce permite nou să facem achitările cu Bitcoin-ul? Vă dați seama că la moment un Bitcoin el se află în zona prețului de 50.000, da? Aveți de procurat, de exemplu, un automobil de 40.000. În mod evident, dumneavoastră, ce îți faci? Adică dacă ar fi el ca un tot întreg, adică ca o monedă întreagă, dumneavoastră ar trebui să achitați cu moneda dată și să vă restituie ce? Sau dolari,
decât diferența de preț. Așa este. Să știți că Bitcoinul el are, este segmentat în câteva compartimente, precum e leu bănuț sau dolarul cu cenți. Și la fel aceste caracteristici, adică monede, ele la fel sunt părți a Bitcoinului, ele au o specificare. Și ținând cont că anume la emiterea Bitcoinului se stă la bază, adică un cod matematic, adică o formulă matematică, la fel și aceste anume segmente a Bitcoinului, ele au și ele o un indicator matematic. Și anume, cea mai mare parte a echivalent, adică cea mai mică parte a echivalentului Bitcoinului, se numește Satoshi. Și e, adică asta ar însemna că dumneavoastră dețineți. Vă semnați tot? Da. Eu nu vă din Bitcoin. Ce ar însemna, adică, ca să... Asta după... 7... Iată. Din Bitcoin, dumneavoastră, ați deține dacă ați avea un Satoshi. Următoare, asta e micro-Bitcoin și asta e echivalentul la 10 la minus. 10... 6. La fel așa. Iată, și mai sunt încă două, adică, compartimente a Bitcoinului, și anume mili-Bitcoin sau bit-mil, și asta e echivalentul 10 la puterea 3, și centi-Bitcoin sau bit-cent, 10 la puterea minus 2. Iată, care este posibilitatea achitării, adică cu, anume cu bănuți. Cu bănuții Bitcoin-ului, da? Adică, în mod evident, asta nouă ne permite să procurăm bunuri nu în valoarea unui Bitcoin, dar să procurăm în valoarea, adică, care noi avem nevoie să o cheltuim. Și anume, iată, posibilitatea dată permite Bitcoin-ului de fi transferat, să transferați o parte din acest Bitcoin. Da. Da, dar oricum, adică, el e monedă electronică, da? Da. Dar oricum are o monedă de referință. Oricum, deci, ca de noi, e singur. Deci el nu poate exista singur, după părerea mea. Deci moneda care îl reprezintă, care moneda de referință, e dolarul. Adică fiecare face tot timpul. Oricum face... Da. Face transfer în minte, adică face cât el se raportează, noi ne adresez cu dolari, el poate fi transferat și în alte valori. Poate și în aur, deci poate și... Deci el nu e o valută... Dacă nu e un Bitcoin, 2 milioane jumătate de lei și gata. Deci eu așa îl percep, eu nu cred că el criptovaluta, e o monedă de sine stătătoare, cum, adică, bun, el depinde de bănci, de... Nimeni nu poate impune, dar oricum are monedă de referință. El în sine, el nu prezintă o monedă, o valoare. Adică, el prezintă o valoare referitor la cine sau referitor la ce? Corect, în comparație cu ceva. În comparație, da, cu ceva. În momentul ăsta se revede în felul următor. Data mea este ziunea dat și are o logică, dar Bitcoin este considerat un concurent valutelor de bază, va fi dolarul american, aurul, da? Toți băncile știți... Băncile... Am venit să vreau să spun că el nu poate fi de bază, oricum de bază rămâne dolar. Nu, noi putem la dolar. Ca moneda de referință. Da, noi ne-am învățat și noi pe riva rotare, dar noi toți cotează ori în dolar american, dar de regulă un dolar american. Noi aurul vinde, cumpărăm în dolar american, petrolul tot este cotat în dolari americani, adică toți cotează în dolari sau în altă valută. Asta, a noi la asta m-am referit. Deci noi nu spunem că barele de costă atâta de coin sau atâta... Nu, a fiind că noi ne-am deprins așa, asta e psihologic, noi ne-am deprins că vorbim tot în dolari americani. Dar Bitcoin, adică de ce Bitcoin când a fost atunci cu Elon Musk, da? Dolarul american s-a devalorizat. Da, tot să știu că atunci se întărească, mai era o corecție, trebuie să fie un impuls de întărire de dolarul american. Și atunci a apărut fundamental, știu e dată cu Elon Musk procurând 1,35 miliarde de Bitcoin. Bitcoin a început să crească, dar dolarul american s-a devalorizat. De ce? Fiindcă Bitcoin este considerat o valută care este un concurent al dolarului american, care pe viitor mult mai sigur, când
iarăși, dolarul american este cotat cu cotație sigură din punct de vedere economic și toți investitorii pretind că deja Bitcoin va fi înlocuitorul ăsta dolarul american și aurul. De ce? Este o concurență între aceste valute. Băncile, evident, că nu doresc sau spun așa, nu au interesul ca să fie Bitcoinul deja mai presus ca dolarul american. Și este tot timpul o luptă de des, dar noi, evident, cotăm la ceva. Dar putem și cotăm și la euro, de ce nu Bitcoinul euro? Sau cum a spus domnul, lei moldovenești, da? Noi la orice putem scotăm și poate se influențează diferit. Încă, care mai sunt deosebiri sau asemănări între Bitcoin și aur? De ce este poate asemăna? Aurul este mai sigur. El deșleași numeri ca plusuri și minusuri. Da, el este ca un fel de plusuri și minusuri. Care sunt avantajele Bitcoinului și avantajele aurului? Vedeți cu oamenii că sunt mai sigur, aurul este mai sigur. De ce? Eu totuși cred că părerea mea totuși. Bitcoinul se bazează pe interesul nostru. Nu că pe interes, dar pe asta, nu asta, pe piața asta, pe psihologic. El, ca formulă matematică, el nu prezintă nimic pe lângă ce în comparație cu aurul. Dar nici aurul, aurul de exemplu. Da. Nici aurul, de exemplu, e absolut. Toată chestia asta noi l-am promovat, adică cu emoțiile noastre. Păi, anume, de ce Bitcoin-ul a devenit așa de popular și că uitați ce facem noi în sală acum, da? Noi vrem, nu vrem, noi discutăm despre Bitcoin. Și asta e evident, nu și iarăși la... Nu, dar câte de mii criptovalute mai apărut? Da, peste 2000 de criptovalute. Dar e că eu am dat factor absolut și am dus alt timp. A fost în 2018 sau 2017, când a fost bumul acela pe criptovalute, da? Au ajuns cripto scoate, Bitcoin scoate 20, aproape 20. După care a fost o căzătură și a fost o liniște. Gata, nimeni nu mai sperie criptovalute. El a ajuns să la vreo $4,000. Cine a pierdut atunci când toți căutau să cumpere ca să crească, să depășească 20, în final el a căzut în jos. După care a început iar încet să apară în mass media Bitcoin-ul, au depășit recorduri, înnoiește maximii, au apărut Musk, cumpără, noi am ajuns deja iarăși discutăm despre Bitcoin. Adică tot asta duce la un efect ca viitor Bitcoin-ul să tărească. Cum spun, este psihologie. Noi acum discutăm despre Bitcoin, noastră ajungeți acasă, vă gândiți, oare să cumpără un Bitcoin ca domnul, da? Să cumpără un Bitcoin să crească sau nu? Da, cu tine să crească. Și așa, evident că asta este psihologie și noi personal, manipulând, noi creștem interesul la Bitcoin și el crește prețul. Pentru mine Bitcoin-ul, tranzacția cu Bitcoin, asta e același cazino. Fiindcă el are fluctuații mult prea mari, ori în plus, ori în negru. De asta și el poate nu a ajuns să fie înlocuirea aurului. Este mult prea mare. E un risc că el, de fapt, nu prezintă nimic. În comparație cu aur, el e zero, doar e formulă. Și el automat ieșești formulă ca și și la ultimii de criptovalute care nu sunt promovate, sunt la același nivel. Asta este unicul minus la criptovalutelor, el e foarte volatil. Dacă aur, din punctul meu până în punctul maxim, el are un diapazon minim. Cu aur încă nu este văzut capătul, adică acestui zăcământ. De asta și cantitatea, noi putem să o discutăm prin diferite prizme. Asta și am în vedere că cineva se bucură că el e numărul limitat, dar cineva nu. Mai mult ca atât, noi tot discutăm despre Bitcoin, despre siguranța acestui instrument. Da, el e un instrument sigur, și, dar are și el creditele lui. Da, iar el la 51%. El are creditele lui. Prin diferit, adică prin diferite istorii. Și anume, prima, asta, nenumărați scandaluri care au avut, dar unul dintre astea, asta este legat de cea mai mare casă de schimb, anume Bitcoin-ul și anume MTGOX. Până când de la ei fiind bursa de tranzacționare anume de aceste criptovalute, au fost fraudate cu 120.000 de Bitcoin. Nu știu, puneți contravaloarea în ziua de azi aceste 120.000. Adică, în mod evident, noi știm că toți trăim în era tehnologiilor avansate, dar tot ce este produs de om, într-o oarecare măsură, poate să aibă și o intervenție negativă, tot de om. Așa ești, hacker, noi cunoaștem foarte bine ce pot face ei. Fără hardist. Ați auzit, cred că a fost o istorie cu un
cu un trader din Marea Britanie. Care a uitat cu PIN codul, adică codul de la hard-discul care se aflau, nu știu cât, peste 100 ceva de mii de bitcoin. El a aruncat, era computerul ăla să te vechi, el a aruncat la gunoi. El mă promite să construiască orașul, să cumva să-i dai voie să răspălească tot gunoi ăștia. Asta. Pe urmă, adică deținătorii de bitcoin, ei sunt protejați. Eu am mai făcut cunoștință, Oleg, cu casa asta de MT Glocks, care cu criptomonede se specializează pe vânzarea criptomonedei și el are mai, mult mai multe istorii negative care au influențat anumite. Asta e furtul de 120.000 de bitcoin. Pe urmă, ei au introdus în sistemul lor de siguranță, dacă poate cineva, eu ne amintesc la ceva timp în urmă, la bancă, dădeau tokene, care când dumneavoastră vreți să faceți ceva o achitare online, adică trebuie să țineți tokenul acela un buton și vă se genera un număr unic, care el se schimbă acolo cu regularitate. Și el e unic, adică el nu se dublează nicăieri. Și nici asta nu, până în final tot nu le-au protejat 100%. Adică sunt unele nuanțe asupra acest instrument. Eu nu spun că aurul nu este, nu poate fi privit ca vulnerabil sub acest aspect, adică de a fi furat. El poate fi furat. Numai că vă dați seama când ai acces, pur și simplu, la un flash care în trânsul are 20.000 de bitcoin în valoare de ș, cât a echivalentul acestei sume în aur. Acolo trebuie ești CFM să lucrezi o jumătate. Da, dacă nu poți deschide flashca și e inutilă. Eu nu sunt sigur că oamenii care au mers la pasul, da? Adică ei nu s-au gândit și la asta. Asta e problema lui, cât el e mai sigur, cu atât dacă noi aici fac pasul român. Acolo este securitatea blockchain, care nu e așa de ușor și nu a fost încă din nimeni de conspirație, cum spun, zlamită. Noi nu știm asta. Dar să fie așa ceva, vă dați seama că bitcoinul și aia care spune câți bitcoin acolo a rămas, cum e de reclamat blockchain-ul, securitatea la bitcoin, până în ziua de azi, dacă tot așa e și valoarea bitcoin-ului, el de multe ori să fie tot bitcoin-ul scos de acolo. De. Ca tare asta e posibil, dar este teorie de 51%, dacă cineva o să dețină 51% din toată suma finală a bitcoinului, atunci el poate să facă și vreau să dați cam. Pentru că la urmă asta este un cod, însă deoarece prețul bitcoinului este așa de mare, să deții 51% din 21 de milioane. Asta tot este la, volumul de bani, dar așa este ok, până la urmă monopol. Bitcoin și vedem dacă vrei să crească prețul. Crește, vrei să-l scadă, asta ar fi, aici deja nu mai merge vorba despre instrumente de refugiu. Dacă o persoană deține 50% din asta e. Și asta e monopolizează. E unul din viitor al lui Elon Musk? Da. Adică eu cum îl văd, ca să vă spun așa mai, poate eu sunt așa mai sceptic și de minte mai vechi, poate mai, de ce, mai staramodă, poate. Eu îl văd ca un mâlnei puzări, știi cum spune lui Marius. El cât drept de s-a umflat, așa drept de poate buhnească, să ajungă nimic. De când aur, nu există cu dâns, cu strângelare, al aur, așa ceva, așa riscul nu sunt. Aur, într-adevăr, nu este spus așa. Riscul nu sunt. Noi încă nu cunoaștem aceste riscuri, așa. Da, istoria se repetă. Ai văzut ce a făcut Bitcoin în 2008? Dar fix așa poți să iei locul lui alte monede. Să fii promovată la nivel psihologic chiar în lumea. Alte criptovalute. Că ești să nu devii 3 bani. Eu n-aș risca de locul. Un alt caz, adică ce ține de criptovalute, de Bitcoin. A fost condamnată o persoană la 6 ani de detenție pentru vânzare de droguri. Și adică toate sumele încasate ca urmare a vânzărilor date, el le transforma în bitcoin. Și în mod evident, organele de drept erau cointeresate să pui interdicții pe aceste bitcoin, adică într-o oarecare măsură să le confirme.
Și asta și s-a întâmplat. Da. Nicătând la faptul că persoana e unicul deținător al lor, ele sunt protejate de asta, dar prin mandat judecătoresc, ele au fost confiscate pe acesta. Значит, его заставили, но в юридической форме. То есть, об этом и речь. Угадать 7 кодов по 32 символа, но это невозможно. Нет, ну там идет речь о ФБР, как бы они... Ну, все равно, ФБР, не ФБР, тот парень, который с Великобритании, его тоже допрашивали. Он просто не дал свой ключ, да, доступа к этому? Ну, это решение каждого. Не будут же тебя насильно... Идет речь о 144 тысячах биткоинов, которые конфискованы, как бы, и поэтому будут. Биткоин сау. Но я тюрьмский казахский биткоин. Где мы я? Шкум. Прялки, да? Да, ну, типа, там, что мы мечем. Даже кума кругу, зеру, зечи. Ну, он пелево. А, он интерес, зеру, зеру, зеру. А, он интерес. Ну, и Евген кругу, метод это чечу пелево, но мы ноги посетим, да, с кирим транзакции биткоин и чечим. Кликер, зеру, зечи, кору мажа, если идем биткоин. Только мы прокурим, зеру, зечи, он биткоин. Мажа, если к кожным биткоинам это актуально. Да, depinde de cât costă Bitcoin. Adică noi trebuie să avem un depozit minim de 100 de mii, depozit ca să putem schimbi tranzacții cu 0.10, da? De iarăși, pentru traderi nu este oportun, spunem, situația dată și m-a spus domnul Gheorghe, da? Da. Să Bitcoin fiind acum foarte volatil, da, el poate să meargă în direcția noastră. Oricum el spune un analist tehnic, dar trebuie foarte des la fundamental, da? Orice negativ, orice critic, orice spune așa știri, ei influențează ori pozitiv, ori negativ asupra Bitcoin-ului. Ce putem să vorbim despre aur? Aur este deja mai accesibil nouă pentru traderi, da? Fiindcă noi astăzi am pus și în discuție o strategie care să vorbim dumneavoastră pe aur, o strategie care îi merge foarte bine, fiindcă pe aur țin toți tranzacții, da? Asta e viață de bază. Asta e viață și de trader, noi dacă chiar la început, când începem cursul de pregătire, de practică, noi nu le bazăm mult pe aur, deci fiindcă el e totuși un pic mai volatil ca piesă valutară și trebuie să fim un pic mai atenți, dar oricum este un instrument foarte bun și mai ales că aurul este influențat foarte mult de dolarul american. De ce? Fiindcă este contat cu dolarul american și evident dacă dolarul american se întărește, ce face aurul? Crește? La fiecare, da, se întărește. Dacă crește, dacă dolarul american nu se întărește, la ori ce face? Care? Se devalorizează, îți plătești mai puțin dolari americani pentru o mulță de aur. Și dacă dolarul se devalorizează, adică un sfat care este, tot timp trebuie să măriți la dolarul american, ca știți care este evoluția aurului. După care, fiindcă noi deschidem tranzacții pe aur, noi așa să începem să vă arătăm cum lucrează strategii pe aur, deja dumneavoastră să puneți în practică și să îți spuneți rezultatele dumneavoastră. Puteți să pune proiectorul. Așa. Este un instrument care este mai mult la noi, nu-l cunoaște. El se dă la lecții intensive, dar noi ascultăm acum. Așa. Pentru tot dacă este despre aur, vorbim despre aur. Ați văzut azi ce cădere au? Cum înainte, mai pe trasă? Nu? Da, nu poate. Ce nu prezint? Sunt format ca un vârst dublu acolo, așa parcă îi dai... Frumos, mișcare acolo. Poți întărire de dolarul american. Care e situația cu... Astăzi a fost fundamentală în șterg, după aur a fost în Senat și a discutat despre situația inflației și despre, cum spunem, rapoarte inflaționare statului din America, situația nu este destul de bună. El a spus că mai trebuie timp ca până să dolarul american să restabilească iarăși la cotația de bază, până să fie iarăși o putere cum era înainte de criză. Deci ea cam întărirea dolarul american, în cultură apropiată, cât când a să fie, și au întărire puternică care noi așteptăm de mult. Da, dar cum trebuie de descrescător la aur? Da, trebuie de... El iarăși ce s-a lovit de un nivel, ca punctul ăsta și mai este un punct ieșitor. Și să uităm, el s-a lovit a doua oară de cum la același nivel aici. Dați-ne în H4 și să vedem. De ce trebuie de descrescător la aur? De ce au crescut aur? Nu ați cunoaște, sunt la practic. Noi efecte nivelul ăsta. Fac ce?
Nu, vaccinând din general, ce-a crescut aurul în 2020? Ce-a crescut? Da, e că legea era mare. Și ai că aici era în aur. Păi devalorizarea... Devalorizarea dolar. Nu. Cât dolar american s-a devalorizat peste una, dar a fost criza. Piața energetică a fost criză. Nu. Piața energetică a fost criză și refugiu a fost aur. Da, în criză tot timpul au refugiu. Indiferent de situație. Dolarul american, evident, dolarul american a avut de suferit și a influențat că dacă dolarul se devalorizează, aurul crește, dar influența aurului a fost criza, pandemie dată. Toți investitorii au spus, eu am spus să locul investitorului, când ați să dețineți sume mari, ce ați investit în asta? Ați investit în imobiliare sau ați investit într-o valută oricare? Evident că nu, pentru că vă dați am, țineți la banii dumneavoastră. Deci ați investit în aur, într-un instrument care el crește, în crește tot timpul și evident e ca vizual, uitând pe grafic, înțelegem eu dată investitorii puternici pe piață. Da? Da? Ei au intrat atunci când au simțit critic situația, adică când situația era sub control, adică încă focarele date erau în China, în zona euro, adică încă lucrurile erau, încă, spunem, erau în limită, tot era investitorii încă nu procurau. Când lucrurile au ajuns în critic, adică așa nu mi-a situația asta, se vede, da? Aici au intrat investitorii puternici și piață, că ei au văzut că situația este tot de critic și au început a cumpăra. Evident că ei încă nu vând. De ce încă ei nu vând aurul? Și că este nivelul dat, este nivelul puternic, o zonă puternică, pentru că ei încă nu sunt siguri și gata, pregătiți psihologic să vândă aurul și să înceapă investi în alte afaceri și în alte domenii. Da? Dar este moment în care noi discutăm mai mult, ne-am dat la practic, este nivel psihologic, nivelul dat, atât nu este nivelul dat. El iarăși a testat nivelul dat. Eu sunt de părerea că el posibil să facă încă o creștere, după care, într-adevăr, dacă situația se va ameliora în lume cu pandemie dată, cred că deja aurul trebuie să ajungă, nu, ei sunt careva nivele aici care trebuie să ajungă. Poate la minimul din a fost luna martie, n-a să ajungă la sfârșitul anului, până la sfârșitul anului 2021, dar poate să ajungă. Dar asta deja vom discuta. Și strategie care noi să discutăm acum. Este foarte simplu. Noastră strategie este formată din perioada de H1. Dați folosim o dată, o lună care vezi dumneavoastră în orice an, până 2008, mă tine că aici. Ce dată sunteți născută în lume? Ce lună? 2 martie. Martie, anul, ce an alegeți? 77. E, nu-i pe... 2017. 2017. Da, suntem pe 2 martie, 2017. Mă tineriță le-a cât. 40 de ani de atunci. Două martie, da? 2017, august, iulie, iulie, martie, e... Până viitoare trebuie să vin cu păniciu, că-i să rog. Nu la voi, dar la noi deja. În familia mea. Eu ne-am văzut propisca aici la voi. Da, așa. Dăm pe care H1. Da, suntem de 28 februarie, 1 martie. Până pe, în aproape de aprilie, s-au luat de zile la rând și noi asta scrieți câte take profit-uri și câte stop loss-uri avea să luăm noi dacă lucram după strategia. 4 aprilie, 31, 30 martie, 31. Așa. Pe care dăm? Asta e în H1? Luna martie. 0301. 0330. Zile pe datul zi? Da. A, deci până în luna din 2017, uitați, pe ori platformă aici în luna ca. În fine, dați de o altă, tot martie, dar 2019. Decembrie, ianuarie, ianuarie, martie. Dacă e pe 1 martie, dacă e aici pe 1 martie, până pe 31. E pe 1 martie, el este aici. Martie este aici. Asta și pentru data asta.
În primul rând, ce am făcut în primul rând, am observat combinația de butoane către Y. Ele divizează în perioada de H1 zi, adică vin în bara dată, din bara dată, din linia ta punctată verticală până în bara dată. Și asta am trebuit fix 24 de ori. Da. Adică aici este reprezentat fix o zi. După care noi folosim un instrument care noi ați trecut la etapa de practică, instrument Fibonacci expansiune. Nu Fibonacci linear, dar Fibonacci expansiune. Care ne măsoară nouă ce? Cine e la practică? Formează întâi nouă punctul minim, adică noi primul punct îl punem pe punctul minim, după care noi punem a doilea punct pe punctul maxim. Și asta înseamnă nouă Fibonacci expansiune. După care, noi știm care e maneta, ce este acum, spun mai jos, nu știu, maxim, eu spun maneta, da? Brațul și ăla. Brațul, care noi îl tragem și îl punem pe punctul de mijloc a acestui Fibonacci expansiune. Și nouă unde se apropie nivelul 68, nivelul 100 și nivelul 168. Pentru ce nouă ne trebuie asta? Simplu. Dar noi ce folosim ordine amânare. Adică noi am pus primul punct, punctul minim, pentru primul trebuie să facem punctul minim, asta pe două mari. După care punctul maxim. Noi facem pentru zi, noi tot timpul cu ajutorul Fibonacci expansiune, intrăm, ne informăm intrarea pe a doua zi. Adică eu nu intrăm direct atunci, adică eu am pus. Și a vorbit nivelul dat, 61.8 și nivelul 100. Dar facem o regulă. Noi spunem, să folosim ordinea amânată. Noi nu știm ce să fie a doua zi. Dar ne arată. Și noi știm regula dată. Că dacă am pus Fibonacci expansiune, nu sunt în nivele date, păi noi, de la nivelul 61.8, punem câteva puncte mai sus, nivel by store. Și aici punem take profit. Take profit. În cazul nostru aici, el avea să activeze nou buy stop-ul și cazul nostru avea să numă stop loss. Aici sunt mai multe ipoteze. Eu folosesc simplu raportul de 1 la 1. Adică cât este intervalul dat, cât pot take profit, atât pot stop loss. Raportul de 1 la 1. Spre exemplu, stop loss nu are importanță. E mereu. Eu luam asta stop loss. Prima zi stop loss. Mergem mai departe. Aici este activat buy stop-ul și luam stop loss. A doua zi, eu știu iar Fibonacci, eu iar din nou Fibonacci expansiune. A doua zi, întâi ne-a format punctul maxim, corect? Da. După care ne-a format mi punctul minim. Da. După care punem maneta pe punctul de jos. Adică deja aici mi-mi arată semnal în jos. Adică eu de la nivelul dat jos te spun să-l stop. Da. Adică eu de aici trebuie să pun, iarăși, cu intervalul, să-l stop, sau chiar pe nivel, să stop. Take profit. Take profit. Nu l-a activat. N-am intrat pe piață. Mergem mai departe. Mergem mai departe. A doua zi, eu să știu chiar Fibonacci. A doua zi, noi avem în dece punctul minim, după care punctul maxim, corect? Da. Așa. După care trage maneta în jos, pe mijloc. Și în cazul nostru și tot nu aveți să-l activez. Adică umbra dată nu aveți să activez, că nu trebuie bătut nivelul 68. Iar nu intrăm pe piață. În ziua asta iar nu intrăm, nu avem nicio intrare. După care, mergem mai departe. În ziua următoare, noi avem. Întâi aici la noi s-a format punctul maxim, după care punctul minim. Adică el întâi urmează în sus, și după care nu în jos, și punctul minim este acesta. După care tragem maneta. Așa. În cazul nostru, ce se întâmplă? A doua zi. El aici avea să ne-a activat mie să-l stop. O să vede a doua zi? Da. Mi-a activat să-l stop-ul. Eu să spun pentru o gală. Să-l stop. Adică nici s-a deschis tranzacția de vânzare. Take profit-ul meu. De la să-l stop, dacă îl lăsă așa 100 de puncte și pun să-l stop, de aici. Take profit-ul este undeva de
400, 500 de puncte. Adică eu stop loss tot s-a făcut 500 de puncte. Se văd dacă el a crescut 100, dacă a crescut 500 de puncte. Deci nu a crescut. Nu ne-a activat stop loss-ul și a doua zi aveți să ne activeze mie take profit. Da? Da? Este take profit. Ok. E a doua zi. Luăm iarăși. Prețul a crescut, ne-a format 9 puncte maxim aici. Adică întâi punem clip. Opa, la brațe din ea. Întâi punem click punctul maxim, după care pe punctul minim. Și ducem bara dată la mijloc. A treia zi, iar și aveți să activeze sell stop-ul. Sell stop-ul. După care el aveți să închidă take profit. Op, stop. A scris posibil. Take profit de 300 de puncte. El s-a dus în sus, zice, 286. Nu aici la limit, putea să închid în stop loss, putea nu. După care sunt take profit. Aici nu știu, dați să vedem. Dacă aveți pus stop loss... Da, l-a activat. Aveți să-l activezi sell stop-ul și take profit aveți fie de... Eu pun take profit cu coridorul între 68 și 100. Adică coridorul dată să fie take profit-ul nostru. Coridorul este de 290 de puncte. Adică aici la Sărămeu, 290 de puncte, s-a dus, nu, s-a avea să închidă stop loss. Aici avea să închidă stop loss. Și 2 la 1, da? 2 la 1, da. Mergem mai departe. Iar și pe a doua zi. Avem întâi punctul minim, întâi a fost punctul minim aici, corect? Da. După care punctul maxim. După care... Deci, apropo, aici e o întrebare. Da. Deci punctul minim se calculează cu tot cu umbra lumânării, da? Da, tot cu umbra lumânării. Da, și umbra luăm în considerare. Așa. Adică pe a doua zi tu plasezi buy stop, în cazul nostru aici nu îl activează buy stop-ul. Se vede? Da, adică el... Dar deși buy stop? Deși, da. A, el a crescut și adică dacă spre când la a doua zi el îți crească. Dacă bunăci expansiune, e deasupra, spunem prietului, nu ai pus punctul minim, punctul maxim, s-o plasa nivel, adică eu aici trebuie să buy stop. Și a doua zi nu aveți să ne activeze. Bun. Dar care e problema? Depus și buy stop și sell stop la același nivel. Mm, adică, de fapt, nu l-a activat buy stop. Nu l-a activat pe sell stop. Care era problema? Am un trader care trebuie să activezi și folosești minus. Dar eu nu sunt de părerea, pentru că aici trebuie de analiza. Adică aici, vă să vă spun, ele sunt cât are vreo 10-15 între ele, adică luăm invers, din buy stop, de punct maxim, punct minim. Da. Adică noi pe mâine, adică noi astăzi, ziua de astăzi, se închide, se lăsește ziua, noi pe ziua de mâine să dăm dacă să avem între ele. Și punem nivel de date și punem... Ia, nici sell stop nu aveți să mă activeze. Dar am un trader care folosește, și cum a spus domnul Gheorghe, și punctul maxim și punctul minim. Și pasează și un ordine și a doilea. Și care să-l activeze. Eu, de regulă, folosesc inițial. Dacă prețul întâi formează punctul minim și punctul maxim, păi eu formez minim maxim. A doua zi invers, de exemplu, e ca în situația noastră aici, când te-ai format punctul, să vedem dacă este mai maxim ca aici, te-ai format punctul cred că maxim, pe care minim. Ai pe știți, este o strategie care e, nu, strategia respectivă lucrează, da? El lucrează, dar știți, nu oferă multe intrări. Nu este strategie care să oferă să faci numărul de loturi, să faci multe intrări pe piață. Strategii care timp de lume poți să oferi 10-15 intrări. Deci care raportul lor este undeva, da, spuneți. Care e raportul de câștigă? Raportul este undeva, din 10 intrări, te scrie undeva 3, nu poți să fie cazul și 4 stop loss-uri și restul take profit. Care e spread-ul la aur? Spread-ul la 150. 150. Care este intrarea medie la... Intrarea medie în puncte care e după strategia ta? Nu, e reprezintă mediu, asta este vreo... take profit vreo 300-400 de puncte. Haideți să spunem că e 400, da? Da, e 400. Nu, da, 400. 1600 de puncte. 2400 să iau un take profit. Da. Din 6 de take profit, 2400 noi scadem 6 spread-uri da. Pozitive și ieșim la 1800 de puncte. 1600 să duc în stop loss și 1800 să duc în profit. Diferența este de 200 de puncte la 10 deschideri.
Nu am înțeles cum ați calculat din asta. Dumneavoastră când puneți stop loss-ul și take profit-ul egal? Da, e unul la unul, acord, e unul la unul. E spread, da, consider spread. Ea să iei în adaus, nu să iei în parte. Da, să iei în adaus, foarte corect. Și diferența de 200 de puncte. Nu... Care încă nici nu se... Dați faceți calculăm, dați calculăm pe luna aceasta. Da, da, uite că... Momentul este în felul următor aici, că... Deci vă raportul este 1 la 1 și undeva nu este, spunem, profitul mare tare. Dar sunt niște întrebări care oferă noastră, fără a face o analiză, fără a face mari, a lucra cu fundamental, tehnic, îl oferă întrebări. A spus, bai, scos, a spus, take profit și atât tot. Simtific lucru, mă ales prin persoane care au alte activități. Eu de regulă recomand analiza dată, tehnica dată, de persoane care au ori o altă afacere, ori altă au job și nu au timp să stea în fața calculatorului. Până lui a văzut ceva de ieri, da? A pus Fibonacci expansiune, da? A pus by top, a pus stop-ul dacă folosești șambele și a închis calculator. Și a doua zis, bine, ori a activat by stop, ori anulat, să deja pune pe ziua de astăzi. Adică sarcina lui nu este pe numărul de loturi, sarcina lui nu este pe profitul excesiv, sarcina lui este să oferi intrarea, sigur că ne-a să luați un take profit. Sau un stop loss, evident, nu este să luați take loss. Nu, dar... Nu, 200 de puncte, nu știu cum să-ți presnei duc aminte. De drept, nu știu, într-o zi, într-o zi, la mine 1900 de puncte. Dar, a, eu nu i-am pus take profit. Da, s-a dus în, da. Adică sarcina strategiei date, așa și-a fost formate de către colegii noștri și împreună formate pentru persoane, că întrebarea a fost timpul. Adică scopul ei este să rezolve întrebarea pe timp. Că persoana nu are timp să stea la calculator și ea vrea să schimbe tranzacții. Cum să fac asta? Asta cel mai simplu este ori de amânat. Ori plasați nivelul și schimbeți bază la ori de amânat, ori folosiți Fibonacci expansiune. Nu știu, sunt mult pe grafic și eu nu văd în trebuie, dar cred că chiar și... El, este un moment, sunt cazuri când el formează în termeni puține, dependență de mișcări. El lucrează foarte bine în situații de incertitudine. Adică când este tendința un trend puternic crescător și descrescător, de regulă el atunci nu prea arată întrebări. Dar când este incertitudine, el arată foarte bine în momentul de intrare pe piață. Mai mult ca atât, dumneavoastră toți aveți posibilitatea să verificați în istorie. Da, este și să vă faceți propriile concluzii. Situații sunt diferite. Da, sunt, asta e ideea. Am trader care lucrează și luni care, în general, sunt luni care lucră în minus, dar aproape de zero și care poate și într-un minus, a dus poate în minus cost. Dar sunt situații când te depinde de care mișcare a fost ieri, și Fibonacci scăzune ne reprezintă mai multe puncte sau mai puține. Sunt cazuri când nici 200 de puncte în unui coridor cealaltă dintre 60-100 e de 200 de puncte. Adică este o mișcare de cred foarte mic. Deci sunt situații când raportul este tot așa de 7 sau 4, de stop loss-ul 600 take profit-uri și ies punctele, este de exemplu 1000-1500, așa e și statistica nouă în urmă. Adică după analiza noastră. Noi dați prin seama să iei o analiză până la sfârșit din care situația, cât e profit și cât o pot să luăm pe luna martie din 2018. Da, 2018. Bun, dar... Da. Mai am... numai că trebuie, da, că în momentul când se activează, ești... Ordinul, ordinul, da. Atunci poți să-i pui trailing stop-ul, da? Deci... Trailing stop, eu fac întrebarea asta, pus și am dat mâna să verificăm. Trailing stop, poate să verificat. Trailing stop, înainte, dacă se dau punem, dacă se deconecta platforma sau se deconecta de internet, s-a dezactivat trailing stop. Nu e la mine. Eu le pun, îl sting, a doua zi dimineața la mine, când am sară, da, le-am pus dimineața, sau până pe piață, eu când deschid la 7 asta la 8. Asta cu ceva în timpul urmei era, dacă se deconecta calculatorul sau deconecta de internet platforma, dezactivat trailing stop. Da, mi-a spus și domnul la top chestia asta. Da, și eu am uitat la trei de care... Da, da, am venit cu calculatorul și am arătat. Uite, nu e așa. L-am închis, am închis, am închis, am închis. Poate de rezultat la trailing stop de folosit, nu cruta, fie încercat. Dați-mi de până la sutură noi cât take profit avem, am mâncare situația. Cât avem? Două stop loss-uri și un take profit, da? Da? Sunt și unul. Ce e asta? Da, e 2 la 1, da. 2 la 1. Am rămas la luna aceasta. Dați-mi de. Aici, în cazul nostru, aici avem punctul minim, punctul maxim, punctul minim, nivelul dat,
Nu, nu cred. Nu l-a aprobat nici aici. Mergem mai departe. În cazul nostru aici, întâi avem punctul minim, jos, între săptămâni. Da, da. După care punctul maxim. După care aici, tot nu l-a activat. Sunt situații când piață sunt și la luni, când nu foarte, foarte rău lucrează strategia dată. Dar asta nu înseamnă că ei este real, înseamnă că puteți folosi combinați cu alte strategii, dar asta fie ceva auxiliar care ați pus-o, știți că ați pus-o nivelul, ori de mâna. Mergem mai departe. Situația de aici. Tine s-a format punctul maxim, după care punctul minim. Punct maxim, punct minim. În cazul dat, s-o activam, s-o gustă de take-off. Aici sunt... Aici sunt... Da, bine, s-o gustă de... 333 de bun. Mergem mai departe. Aici sunt tot aceste... Este în cazul ăsta. Da. Spate vor să le-l top, nu? Da, e ca asta, eu... Asta am vrut să spun. Eu nu i-am pus în moment, atunci în ziua aceea, când la mine 1900 watt pe hour, nu i-am pus stop loss, dar i-am pus trailing stop. Și am dat pași, m-am dus neîncă tot de treabă. Noi am încercat să folosim și tot timpul spun la trader. Sunt două surse de a-ți minimiza riscul aproape de zero pe piață. Care sunt ele? Stop loss pozitiv și trailing stop. Adică când traderul plasează stop loss pozitiv, deja îl are 20 de situații. Ori se activează tranzacția take profit într-un profit maxim, ori într-un profit minim. Stop loss pozitiv. 10.5 și mai departe. Momentul ăsta cu stop loss-ul pozitiv, e că nu știu cum să-l pun. Știți că psihologic este cel mai greu, ca, de exemplu, să depășească suma cei de 520 de puncte, ca te permite să pune stop loss pozitiv. Asta este cel mai greu, tranzacționare. Dar eu tot timpul îi spun la trader, la practică, face mai și dați vă spune. Folosiți experimentele date. Fiindcă sunt traderi care cu steamnă nu reușesc, n-am răbdare să țin tranzacția mea activă. Văd că într-un profit și mă duc și un kit, da? Sau dacă nu într-un minus, o aștept să duc până la stop loss acela care e de 500 de dolari, 50 de puncte, da? Deci e, ca să fie mult mai ușor, folosesc tactica dată stop loss-ul pozitiv. De exemplu, folosim direcția trend. Tot timpul spun, direcția este cel mai important în tranzacționare. Dacă intrarea e de vreme sau întârzie, dar direcția e corectă, noi mai devreme sau mai târziu, oricum a să ajungă la profitul nostru. Și dacă noi, de exemplu, trendul crescător, diversificare, iarăși este punct foarte important, chiar și pe auzi la alte acțiuni. Când deschideți o tranzacție, de exemplu, prima tranzacție, de bani, ați schis o bani după tendința trendului, ați pus stop loss, ați pus take profit, de când. O crescut, nu o făcut care v-a oscilat, crește sus. Ajungem la o situație aproape jos de take profit. Eu recomand stop loss pozitiv din o jumătate de potențialul profit care este acum actual. De exemplu, 40 de puncte în profit acum. La 20 de puncte puneți stop loss pozitiv. Modificați stop loss. Și take profit și ștergeți în general. Mai departe, să fie, de exemplu, impulsul ăsta, să fie o corecție. Când aveți posibilitatea, deci deja schiți iar iară bani. Dar deja buy-urile date sau dacă vreți schiți după nivel, buy-urile date se chide stop loss sau take profit. Dar aveți un buy aici care el lucrează pe un termen mai lung de timp, adică aveți buy pe termen scurt, aveți buy pe termen lung, care el este ca un airbag pentru dumneavoastră. În caz de când vă duceți pe buy aveți în minus, dar știți că aveți un buy care în final să-l închideți, transformezi o figură de schimb, dar să-l închideți într-un profit. Și dacă pe parcursul acestui trend mai luați careva minus, dumneavoastră știți că aveți airbag, aveți o asigurare aici. Adică traderul tot timp transformează așa situații, unde el să aibă planul A, planul B, planul C. Și anume cu un stop loss pozitiv, trailing stop. Dar trailing stop tot este dificil de lucrat, deci punct de vedere. Trebuie să foarte bine să calculez punctele, diferențe între stop loss și prețul actual. Dacă pui puține puncte, el a crescut, a făcut un mic umbră jos și s-a activat stop loss. Mie astăzi la aur, când a fost căzător acea puternică, a pus trailing stop. Și l-am pus micuț, l-am pus 50 ceva de puncte, dar pentru au 50 ceva de puncte. Și m-a făcut umbră sus, au activat stop loss-ul și profit, dar s-a dus mai departe mult în jos. Adică folosit tehnica stop loss-ului pozitiv, trailing stop eu trebuie de văzut, trebuie să fii foarte atent, să calculați intervalul acesta. Domnul Anton spune că trailing stop-ul el îl recomandă la 200 spreader. Da, e ca domnul Dolare. Și el, fiindcă așa e cu coeficient care el direct merge. Dar e ca în momentul ăsta, dacă
cum e să te poți activezi după mai departe? Adică, e așa, 2 spread-uri pe euro, asta sunt 6 puncte. Sau pe CP... Da, sunt 8, sunt 10 puncte. Asta e, nu... Dar cea mai bună, una de strategii care eu le recomand și indiferent de tactică tranzacționare, tot timpul diversificați, să aveți o tranzacție pe termen lung, restul termen scurt, când puteți face roturi, pentru că avem double hit-uri, bon și mai departe. Trebuie să facem ori roturi. Dar asigurați-vă că tranzacții care ies să fie o asigurare, un airbag, cum să spun. Da? Mergem mai departe pe strategia noastră. Vedem, cine este din? A doua zi. Eu încă n-am reușit să experimentez test cu aurul. Nu, asta e experimentat. Eu am pus... Am să văd întâi cum să lucrez. La trebările trebuie în găsit. Da, am luat 2 la 2, să zicem, așa? 2 tech curve, 2 top loss-uri. Acum eu am seara și pe ziua următoare. În cazul nostru aici, tot aveți să activeze mie tech curve-ul, dar nu știu dacă ați să activeze ziua aceasta, să activeze a doua zi. 60 de puncte, 90 puncte. În fine, cred că aveți să-l activeze aici. Mergem mai departe. Fixi ce situație, am un punctul maxim, după care punctul minim. Punctul minim este acesta. În cazul nostru aici, avea să-mi activez mi stop loss-ul, să-l stop-ul. 47 de puncte. Nu avea să-mi activez, pentru că eu îl pun în lăs interval, îl pun. De fapt, iar, depinde. Sunt hai să admitem că l-a activat. Da, l-a activat și am luat stop loss. Avem 3 la 3. Da. Mergem mai departe. Pentru situații sunt diferite. Mergem mai departe. Luăm punctul minim, de s-o format, după care punctul maxim. După care... Se activează la prima 3 zi, dar noi aștegem, adică folosim doar o zi. Adică nu s-au activat în cazul nostru. Mergem mai departe. El se activează la nivelul 116 față de impulsul de bază și se închide la 143.6 într-a doua zi, dacă îl ajunge. Posibil. Să-ți mai bine. E un calculat. A rămas la ziua aceasta? Asta a făcut? Da. Asta a spus un activ. A, asta a spus stop loss-ul, da? Pe care asta a doua zi nu l-a activat și suntem aici. Întâi e format punctul maxim aici, după care punctul minim. Punctul maxim. În cazul nostru, aici nu am să activeze nici la stop. Mergem mai departe. Următoare, sunt tot în activa. Avem punctul minim și avem punctul maxim. Aici avea aproape să-l activeze, după care a făcut o mică corecție de gestul plus, avea a doua zi să-l activeze. Așa, mergem mai departe. Avem aici punctul, așa, punctul minim, punctul maxim. Adică strategia asta e bună, dar pentru... Rezultatul lui nu e atât de mare care trebuie să fie, care așteaptă trader. Și poate noastră, dacă se folosesc doar strategia, doar strategia dată, poate nici nu are rezultatul de 10-15% lunar. Adică să faci profit din depozit. Eu am spus care este sarcina ei. Adică e sarcina cu minim efort să ai un profit. Da, asta e fără o analiză. Fără o analiză, fără nimic. Pur și simplu, ați văzut, ați venit țara acasă, ați văzut care e situația, ați spus Fibonacci expansiune, este noi. Gata. Aici nu trebuie de complicat, de inventat ceva, de pus careva nivele, de uitat fundamental și așa mai departe. În cazul nostru aici, tot nu l-a făcut aici. Și să nu uităm, noi toți noi traderii doar punem accentul nu pe o simplă tranzacție. Da, și nu dividend, adică ideea între cei că asta este, noi vorbim acum de un instrument. Dar portofoliul nostru, el prin în sine nu numai aurul sau... Da. În cazul aveți să-l activez. Aici aveți să fie tot.
Deci nu aveți adaptivitate. După care, mergem cât 4 la 3, da? În cazul nostru aici punct maxim. Da, 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 asta e ultima zi. Asta e ultima zi, da? Da. Noi. Ia ca așa, și cât e stop loss? Cât e? 4 la 3. Adică avem 4 take profit și 3 stop loss. 7 în 3. 7 în 3. Adică este o lună. El poate făcut pe mai multe luni, dar asta să ne iei mult timp. El v-a spus, sunt scaduri, că luna oferă nu deloc nu a fost niciodată, dar oferă și 3-4 între pe luni. Din care poți iei 2 stop loss și 2 take profit. Dar sunt luni care maxim oferă 15-17 între pe luni. Adică sunt unul diferit, trebuie de analizat așa, întrebarea și, care este, că este un instrument care dumneavoastră l-ați plasat, este, atunci îți ducem take profit sau stop loss, nu? Eu oricum eu m-am bazat mai mult pe analiză decât pe... Că sunt traderi, da, dumneavoastră deja noi vă cunoaștem, eu las și vă așa, dar sunt traderi care nu că nu lilieni sau nu au cunoștință, ci nu au timpul să facă analize. Și ei tot eu spun, dar cum poate făcut în recent, am avut un trader care, nu, eu nu, dar nu consider că asta este o problemă foarte mare. Deci, analiză, cât e o analiză, ca faci o analiză pe zi la toate cotații? Nu, mi-a durează, eu mi-am făcut așa un grafic într-o cam de 3 ori pe zi. Dimineața, o oră la amiază, o oră și seara. Așa. Eu cam așa. Nu, ca trader începător. Adică, da, vă trebuie mult timp. Deja un trader care are experiență de 2, 3, 4, 5 luni, deja mult mai repede observă toate momentele, punctul de intrare, direcția și așa. Dar în fine, suntem 3 ori pe zi. Da, da, eu am 4 conturi deschise și lucrez, și un tete fac analiză la aceea sau la aceea și la aceea. Dar sunt persoane care, eu tot nu înțeleg cu dumneavoastră, că eu nu cred că analiză de dimineața, cât jumătate de oră ajungi să faci analize cu toate cotații. Da, da. Ajunge. Și ați poate făcut. Dar sunt persoane care spus, eu vreau ceva care eu am pus să vedeze, să fac. Și că este instrumentul dat, care el este destul de bun. Doar că situația nu l-a dat, el într-adevăr lucra foarte puțin, eu vă spun că aici îți primesc deci 100 de puncte profit în final. Noi, la o asta tot cu minus, nu, eu, adică asta dacă include, dacă include stop loss spread-ul sau nu? Da. Dar eu nu pun accent, nu pun accent pe chestia asta. În fine, ideea este chiar și dacă nu sunt 60 la 40, oricum ești un minus. Adică ca să... Că spread-ul e vorba, da? Păi dacă spread-ul e calculat în minus în momentul când se pune stop-loss-ul, la 50% deschideri și închideri, tu oricum ești un minus. Ok, asta că noi vorbim la randamentul de 1 la 1. Nu. Dar noi, care-i scopul nostru ca trader, ia ca spuneți-mi. În baza analizei prognozei să stabilim momentele potrivite. Eu vorbesc de ce și am auzit de la da, 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 eu am înțeles. Da. Eu pun 1 la 1, deci da. Respectiv eu judic 1 la 1. 1 la 1 la 1. Eu includ stop loss. Eu nu calculez. Sincer, știu, eu niciodată calculez. Da. Și mie nu-mi place să fac pe mine, nu-mi place să fac... Fac la euro dolar, 3 puncte nu fac așa mai. Nu joacă rol. Și dumneavoastră nu aveți 50% de... Da. El este mai puțin, mai când sunt prosti mai mari, te-ai prosti mai micuri. Nu joacă o rulă așa mare este tipul. Da. La aur eu tot nu îl pun în considerare. Adică nu pun stop loss sau pun mai micuț, minus 80 puncte. Și te-ai prosti sau pun, de exemplu, dacă cum te-ai prosti cu 600, stop loss sau pun 450, da? Eu nu fac chestia asta. Eu pun stop loss 600, 600. El, într-adevăr, el ies nu 50 la 50, el ies undeva spre multe. Au ajuns la toți? Da. Da?
Adică eu, într-adevăr, folosesc și nu pun accent pe toplosul și aveți dreptate. Nu este raportul 50-50, este raportul dacă pe aur este undeva 60%, pe duce toplos și ceva 40%. Iar aur asta nu-i de ajuns. Știți cum, noi în trecut la Masterclass vorbeam de diversificare și de brasat cu volum mai mic. Și am spus că traderul trebuie să fie cu un volum mai mic. Și un trader tot ăsta acolo de domnul Cristian, da, un trader și-a spus că e, dar pe ăsta e motivat, sunt cu 0-1 cu cont de 10.000, eu zic, eu bani nu-ți fac, și așa de noastră, și eu bani nu-ți fac, eu ăsta e motivație cu 2-300 de puncte, da? Nu e ideea noastră, eu zicem prima dată și ideea că dumneavoastră ați prezentat o strategie. Da, da. Eu am analizat-o, fără ca să spun grafic și mă duc acasă și eu spun că e nu-i bun. Dacă părerea mea, că e nu-i bun. Ok. Dar dumneavoastră ați verificat după statistica tot care domnul mi-a spus. Ok, ideea e dar ce... La noi, la трейдери, știți cum, день на день не приходится. Așa este. Fix astăzi colegul meu v-a prezentat o lună. Adică voi aveți posibilitatea să urmăriți un interval, nu, un interval, nu ca altă lună. În cazul dat, aici chiar dacă ați cumpărat o lună cu alta, adică îți primească 50-50. Luați o perioadă mai îndelungată și examinați-o din prisma strategiei care o dat un coleg. Și atunci ați zătit, știți cum? Aveți o strategie care ia oferă 100% din take profit? De 10-10 take profit? Nu, foarte nu. Aveți o strategie care oferă din 10 un stop loss și 9 take profit? Foarte nu. Dar eu s-a avut foarte mai în sfer. Ei nici nu există. Ei nu există. Ei nu există. De cine v-a spune vreodată că este strategie care o 100% din, adică din 10-10 take profit? Nu a ascultat sau spuneți ceva sau ceva. Adică ei nu există. Raportul sunt cazul că raportul de 5 din 10 transacții, 5 în stop loss, 5 în take profit, la final nu corezeră niciun profit micos. Dar depinde de raportul care am folosit. În cazul că raportul la 1-1, chiar și în situația dată, el este profitul, eu am spus, nu punem accentul pe loturi, aici loturi multe nu se fac, și profitul am spus că posibil să ne ajunge 10% din depozit. Adică chiar și în cea mai bună lună, ca să după strategia dată, el n-ați vă oferi 10% din depozit. Eu am spus care este sarcina acestei strategii, da? Este, e rezolv în timp, întrebarea cu timpul și cât mai simplu. Dar raportul, cum am spus, raportul de 3-7, el este perfect în acest trader. E perfect. Dacă este așa raport și aveți așa strategie care vă oferă 3-7 sau chiar și 4-6, folosiți-o numai pe ea și nu cătați altă care îți oferă, de exemplu, 2-8. Pentru că chiar și același stochastic, chiar și același trend, chiar și același nivel are careva. Adică el 100% nu-i. Și nici șansă fie, n-asta există așa strategie niciodată. De aceea, este bună strategie dată, nu trebuie să o folosiți măcar vreo 2-3 luni de zile să o comparați. Eu am verificat-o și în istorie, verific și în prezent, el lucrează și v-am spus, sunt luni când oferă puncte, sunt luni când nu oferă puncte. Asta este. Asta este situația și noi trebuie să o luăm. Eu, de exemplu, strategia asta, domnul Anatol mi-a explicat că tare, dar mare importanță mi-am dat. Eu de atunci, adică n-am făcut calculele exact de așa cum ne-a spus băiatul, dar el mi-a spus pentru și cui eu recomandat-o el. Eu spus că are așa trader care lucrează pe psihotare. Deci ori să oferă pe camioane, ori nu... Da, să ies pe Londra, pe nu știu, vii să vă zărăbori acolo, băieți. Și eu, anume, noaptea sau când la noi e noaptea acolo, că e acolo e oară 10, la noi e oară 12 și cu piața gata să înțelege unde punctul minim și punctul maxim, el atunci folosește strategia asta. El o pune și iar uită până înainte de culcare a doua zi. Deci, și mi-a spus, adică, da, într-adevăr au rezultate, nu sunt așa de... Dar el nu stă cu calculatorul, nu... Deci, chiar și chestionarele astea. Pe mine asta, este un lucru care scrie ce masterclass, vreți mai departe sau ceva de gen. Dumneavoastră veniți la masterclass sau trader că vin la noi, ei vin cu o problemă. Ori au nevoie de o cunoștință, adică au nevoie de informații, ori au nevoie de strategii, ori au nevoie de o recomandare, ori au nevoie, n-au timp, dar vor scrie tranzacții, ori au mult timp, vor să fac scalping, ori, adică noi tot timpul oferim noastră strategii pentru după stilul dumneavoastră de tranzacționare, după timpul dumneavoastră, după necesitate, după planul, după scop, după test. Adică la fiecare individual se urmează. Cineva au, dumneavoastră are cineva două strategii identice care le folosesc, fiecare după și caracterul la trader depinde. Cum el
cum sunt în piață și tranzacționează. Cum sunt în zona de zi, dacă el este o persoană mai impulsivă, el îți schimbă tranzacții mai impulsiv, mai multe, depășește și limita de stop loss, adică faci așa și noi. Noi rezolvăm o problemă de undeva. Sunt persoane care vin, nu au timp. Sunt persoane care au timp de mult, spune ce să fac, cum vreau să fac multe locuri, am timp toată ziua, dar să fac scalping. Este de liră tușească, da? Și acolo sunt instrumente ca să poate folosi de liră tușească. Persoanele care vor să facă profit, dar n-au timp. Cum, de exemplu, fiu camioane care lucrează construcții, dar și la noi, în Moldova, sunt persoane care au afaceri și sunt sezoane, când sunt momente care au afaceri sezon, când ei n-au timp să stea la călători. Ei lucrează, practic, tot programul lor de lucru și ei vin seara, le faci o analiză și capul îi doare, toți oameni urmărim piața, noi urmărim ce evenimente se întâmplă pe piață, ce să faci? Trebuie iați-o de la început. Ei pus instrumentul tot, e văzut, e lăsat, e pus ordine mânat și asta e tot. Adică, toate strategiile să rezolve o problemă. Strategia dată rezolvă problema cu timpul, cu cât de cât activitate pe piață, cum e bine, mult mai bine spui așa decât să nu schizi tranzacții de loc. Da? Și să nu uităm că noi niciodată nu punem accent pe un singur instrument. Da, și asta este momentul. Asta e. Eu personal o folosesc, o pun reași, la o mej. Eu mai țin de evident cum îți schidor după aceea, chiar și pe aură. Eu folosim ieri, folosim alte, îl fur foarte mult. Eu sunt activ în fiecare zi pe piață, dar sunt persoane care nu au timp. Întrebări mai sunt și legate de strategii. Încercați acasă, vedeți cum lucrează chiar și prezent luna de pandemie, da? Nu vă e mult timp. Ați spus, ați făcut o statistică, fiindcă domnul are dreptate foarte mare. La fiecare strategie trebuie să fie statistică făcută. Eu personal nu sunt o persoană, nici nu-mi place să fac chestia asta. Eu dacă testez și eu iubesc timp să testez pe real, am testat-o, merge, fac câteva ori, repet, câteva o lună, două, trei, după care dacă ea duce rezultat mie și poate îi recomand unul, doi trainer, eu atunci eu deja pot să spun că este strategie. Și eu sunt gata să lucrez cu strategie care îi aduce și 5 la 5. Adică 5 de curve, 5 de plozuri, chiar dacă poate mai încerc 0 sau eu știu că sunt situații, chiar și celor stocastic, cine îi cunoaște de strategie stocastică? Este ceva? Nu, este careva strategii la stocastic. Stocastic când lucrează cel mai rău? Ca indicator. Lucrează în figuri de schimb și de incertitudine. Cel mai rău lucrează stocasticul. Și nu atunci ne puteți un 1, 2, 3, 4, 5 stoplosuri la rând. Dar el lucrează. Adică noi să ne ținem de o strategie și știm că eu oricum, orice eu tot timpul sunt de părerea că toate strategiile sunt bune, tranzacționale. Toate, absolut. El nu e strategie rău. Pur și simplu, noi nu avem răbdarea asta pentru că vrem tot deodată, vrem tot acum și cât mai mult. Și suntem noi bolnavine, știi, da? Dar încercați-o, vedeți cum lucrează și pe viitor, când ați la următorul masterclass, asta discutăm, să vedeți și statistica vieții. Ați fi pozitiv, ați fi negativ, ați discutăm atunci, ok? Domnul Cornel, vreau să tranzacționați pe aur. Acum nu. Nu. Astăzi nu am zis. Nu, adică, dar în general, da? Lucrați. Da, da. Dumneavoastră înțeles că tot. Da. Da, eu m-am văzut pe altă, nu știu, pe Cosmoza. Și mai întâi am făcut eu, deci, asta analiză tehnică și după care m-am ascultat la ora 10. Și dumneavoastră a coincis una. E acolo a făcut profit. Care e ideea fără stop loss, oameni buni, spuneți-mi și mie, și lucrează, cum fără stop loss? Cum lucrează dumneavoastră, cum lucrează dumneavoastră, fără stop loss, și lucrează. Dar ce înseamnă stop loss? Fără să-i dai drumul, decât chiar dacă te duci în minus sau îți duci, am deschis, de exemplu, eu, nu, no. Am deschis pe corecții. O monitorizează, nu mai lăsa. Da, am deschis pe corecții totuși, așa că nu m-am aventurat, știți? E ce este, sunt multe puncte care s-au discutat. Și e bun. Eu am lucrat o perioadă fără stop loss, dar cu ce? Tot timpul vă asigurați cu, de exemplu, dacă ați schisă, vă asigurați cu un buy stop, cu lacăt. Adică stop loss, vă asigurați cu lacăt. Adică am lucrat stop loss, puneți buy stop. Da? De ce? Pentru că nu puteți permiteți, da, dacă noi spunem persoanele care sunt VIP, deja ei sunt mai liberi de cică. Dacă chiar să fie o tranzacție cu lor, dacă transferăm 100.000 de puncte sau 10.000 de puncte, care cotați au făcut 10.000 de puncte într-o an de zi. Da? De regulă nu fac, fac undeva 4, 5, 6.000 de puncte pe timp de o an de zi, din punct minim până maxim. Deci, când persoana e VIP, poate tranzacționeze fără stop loss. Dar, iarăși, stop loss, pentru ce? Asta este, în primul rând, pentru noi asta este o liniște sau noi ne simțim mai bine, fiindcă noi suntem asigurați. Adică dacă eu am ieșit, am trecut corecție și mă duc împotriva mea de prețul, eu am ieșit la un minus care eu l-am stabilit. Dacă dumneavoastră nu vreți să trați stop loss, eu v-aș recomanda să folosesc metoda lactul, adică am în loc de stop loss, asigurați cu un buy stop sau un sell stop. Gata.
Ați îndreptat în lacă când, de exemplu, ați scris corecție, da? Este impuls, trebuie să-ți scris așa sub. El a mers în jos, după care a luat o sus. Adică nu a ajuns la take profit dumneavoastră cu pe Fibonacci, a spus să rămân cu acest ușor șoc. Nu a ajuns aici, sunt tot la 236, sunt tot în sus. Aici pe ce mai stop? În loc de stop loss, puneți mai stop. Deci, da, ce diferență dumneavoastră să fie asta? De exemplu, nu eu am ținut așa puțin, dar de exemplu, sus de punct. N-are importanță. A să mergeți cu baiul dat până să fie o figură de schimb. Deja strategii cum se iasă din lac, cât mai am vorbit mult, mult ori, dacă trebuie să ne discutăm. Dar eu aș recomanda așa. Niciodată nu e, nu e puțin adică discuția asta, pentru că la lacă, că aici cam trebuie să vă întrează, știți? Nu, lacă este așa o situație când de intrat ușor în lacă. Adică ați fi de lacă, asta e licor. Dar cum să ieși, știți cum ai făcut ceva, dar ea rezolvă problema. Da? Cum să ieși de lacă e mult mai interesant. Aici sunt mai multe strategii, mai multe momente care noi pe parcursul poate să le discutăm. Una dintre ele, tot timpul vă spun, nu trebuie de când într-o lacă, dreptul de aur, nu te atingi de aceste două atingi. Cum se face? Adică dacă în cazul când noi am deschis bani și trebuie să mergem în direcția noastră, în angășit direcția și pixel în angășit direcția, am trat în bani, aici deja mai departe, cu volume micuț, cu 0, exemplu, dacă trebuie cu rota aici și cu rota aici, cu 0,2, 0,2, bai, 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 până vedem o figură. Și când vedem o figură, și schimb tendința. Nu, stați un pic, dar cum se compensați dacă acolo am trat cu un lot și aici am trat cu 0,2? Aici se două sunt lacă. Și se spune. Da, unul mai departe deja tot sensul, adică... Și mai departe, dar baiul ăsta, obligatoriu cu stop loss. Adică el trebuie să aibă stop loss aici. Și iară bani, stop loss. Când, asta eu repede vă descriu, când piața se întoarce înapoi, iarăși nu vă activiți de două. De ce? Pentru trader-ul ce face? Când ajungi și vede figură, schimb o figură, închide baiul, că acolo e un profit, sau să baiul închide, că e un profit mai mare, și pop nu merge figura, sau merge un pic și mai departe bani. Și este obligat iar să schimbi ce bani și să mărești lactul. Și tot al mărești, al mărești până mai ce mări. Deci baiurile date se atingă în cel mai rău caz, adică pici mergi pe bai până se vede o figură. De exemplu, a fost răbatere de figură, se închid, baiul este cu 0,2. Se dă 1, nu contează, se închid. Baiul este să lasă, în pace. După care aici se schide sell. Sell. Momentul care, de exemplu, când ajunge în situația cu baiul, da, aproape, da, și vedem că este deja un trend descător. Noi aici putem să închidem baiul într-un profit micuț sau o parte din baiul. Da. Și noi avem sell-uri date ca asigurare. Noi venim de jos, venim câteva sell-uri 0,2, 0,1, 0,2, 0,1, care noi, în caz de ceva, dacă vrem să mai departe ducem bani, am închis sell-urile astea și putem să închidem un baiul. Dar noi avem ca depozit. Adică este o strategie care noi nu mai avem timp, simplu, dar eu foarte bine o folosesc și vă spun, regula de bază a lactului. Aici este două sell-uri, ele trebuie să fie neatins până aproape de final. Deci, în trader-ul ce face? Schide buy aici. Nu, sell. Sell. El îți duce în sus, schide buy, merge sus în sus, face o figură și aici închide buy-ul. Și ce faci cu? Și duci înapoi sus. Și el este nevoie deja pe ultimul maxim să asigură cu un buy stop, evident. Așa-i? Așa am învățat la teorie, la practic. Da. Pe ultimul maxim te asigură cu un buy stop. Se activează buy-ul. Deja laptul din 100 de puncte devine 300 de puncte. Și la mostă aia și te trebuie, știi ce fac. Și urmă iară fix acea situație, închizi buy-ul și nu mai pot. Și-l duci. Da, se iese, dar asta mult mai greu. E așa se mult mai ușor și mult mai liniștit la piață. Sensul lactului nu e de a lua profit. În primul rând. De a opri minusul, asta e de a fixa, dar între timp noi avem posibilitate prin metoda, adăugării. Nu, lactul aduce profit. Lactul, iarăși, depinde cum a folosit, aduce profit și aduce profituri mari. Atât minusul la lacă, care este? Primul rând, nu puteți face extragere, pentru că lactul timpul durează o lună de zile, două. Dar este un venit termen lung. Dumneavoastră, ce permite lactul? Ce bun lactul? Plusul care eu îl văd, fiindcă dumneavoastră, când intri în lacă, vrești obligat să stai în tranzacție. Adică, tu dacă așa ar fi, dacă ai scris semnul bai, aici trebuie să-l închizi tranzacția. Dar fiindcă ai văzut că a ajuns la nivel, să-l faci înapoi și închizi. Dar când ești în lacă, ești obligat să stai până vezi intrare sau semnalul celor de săl. Și evident că aici se acumulează. Și când închizi o tranzacție, de exemplu, bai, dat, am închis într-un profit mai mare. Numai ca să faci o greșeală. Mulți repis agonisesc după un profitul acesta, bai, mare, de exemplu, bai, ăsta e mare, cu l-a lansat o perioadă lungă să crească.
cel de la închid să pui o profit acolo, dar rămâne consum tot mare pe piață. Adică bani se fac, dar trebuie atent. Deci este un moment, știți cum, orice instrument în mâna unui băieț, el poți să faci ceva, adică unul scurpă, dacă îi dai niște instrumente bune, el poți să faci ceva frumos. Dacă nu știa să folosesc, evident, n-ați fac nimic. Tot cu același instrument. Că trebuie să foarte bine să... De ce încercați-le pe demo, încercați-le cel mai bine că tare sunt el pe real, pentru că trederile pe real le încep să sunt bine lactele, pe demo cât mai intra în lacte, nu le simți emoțional atât de puternic cum pe real. Dar pe real ele sunt interesante. Eu când am început să razoxinez, eu intram special în lacte, mici, de 15-20 de puncte, ca să văd cum se iese trase. Și e destul de interesant să urmăriți. Și plus la asta mai este lacte pozitiv. E ca fără stop loss razoxinat. Lacte cum se știți cum? Nu. Lacte pozitiv. Numai că aici eu am încercat, cine mai încercat lacte pozitiv să folosească? De asta s-a încercat lacte pozitiv? Nu, eu am încercat, el e greu emoțional. E greu, foarte psihologic, stai și nu cu greurile, zici. Ce înseamnă? Este trendul, da? Am deschis de ceva. Dar eu vreau să știu de piață. Și crește și descrește. Nu, eu l-am ajuns, ce am ajuns la aproape take profit, adică aici, în linia de rezistență. Și eu văd că aici era semnalul stocastic, cum a se din rată de corecție. Și eu aici fac într-un stop. Adică, lactul meu e cât. E pozitiv, adică el, de exemplu, de 1000 de puncte, de 1000 dolari. Da. Ce se întâmplă? Eu sala ce sunt ziar, baie de aici sunt 1000. Sala meu începe scadă și ajunge. Sala meu să fie, de exemplu, plus 300, baie meu să fie 1700. Tot e 1000, adică e 1000. Și când ajunge, de Fibonacci, ajunge la nivelul ăsta și eu văd confirmare să-mi fac înapoi, eu aici închid salul și mă schimb în baie. Dar ce se întâmplă aici? Aici posibil să fac așa acum. Și aici îți pare și nu știi ce să faci chestia asta. Adică e greu psihologic să lucrezi cu lacte pozitiv. În momentul când am formează, mă ales în ultima situație cu Trump, Biden, cu toate... Eu uite așa am făcut acum, nu știu cum se cheamă lacte pozitiv. Ați făcut așa? Am pornit acum de două zile, am făcut exact chestia. Eu am încercat. Am de stop loss, ai putut să-l duc, ușor cu lacte pozitiv. Da, aici da, poți să-ți placă ție. Dar flagă pozitiv atunci când pune flagă profitul, nu pierdere. Noi așa cum ne pierdere în flagă, deci punem profitul nostru și cum am închid în o tranzacție, tot timpul să fie 1000 de dolari. Dar aici se închide 300, după care se schide sau bani. Și iarăși folosiți sau închide bani, adică folosiți flagă pozitiv. El este bun, dar nu psihologic e greu să-l folosiți. Adică eu personal asta sunt tot pe pielea mea. Da. M-a scuzat, dar care-i simțe? Adică ce nu faci din chestii pare la 1000? Simplu, să asigurați corecția dată. Și ce trebuie aici când deschideți, nu sell, dar el a face hop și duce în sus. Al închid ță minus. Nu e problemă. Eu cum dar duce în jos, nu? Ceva? Păi dacă el se duce în jos. Nu, ei, da, el se duce, doar să trăiești, da, el se trăiască. Acolo banii nu să facă tare mare, am ușă 3-4, înțeleg că doar să trăiești. Personal am eu întrebare, care da. Când preconizați că trebuie să schimb la aur? La dolar? Credeți la aur. Recomandarea noastră este cât merge în sus, mergem în sus cu tot. Nu, aur, aur. Aur. Da, problema mea e că am deschis baie în sărată, îți duce în sărată de doar greșe. Nu. Am ajuns la 20 ceva de mii în minus acolo. Eu v-am arătat că acolo este situația cu nivelul acela care s-a vorbit a două oară. Iar posibil să nu poată numărească maximele? Nu noi sunt maxim care este acolo precedent. Și o să geam înapoi și mi-a cerut dată nivelul ăsta de care era acolo nivelul care l-am pus la început, care e după care străbat. Asta de ce se întâmplă cu dat? Trendul descrescătorii deja să fie pe aur. De ce? În situația cum dăm vrem noi sau nu vrem, lumea se ameliorează. Adică vaccina care este, nu este atât de efectivă cât noi ne-am așteptat, dar este efectiv. În Anglia este început deja 20 ceva de procente, asta a spus, pentru că era 20 ceva de procente de populație vaccinată. În America tot implementează. Și când se clarifică situația cu pandemia și investitorii începe să scoate banii din aur și investi în alte afaceri, aurul mai tare îți ducă jos. Să am chemat spun crușe la 20 ceva de nu, nu e când de vreme de vorbit. Adică, din punct de vedere tehnic, el mai are nevoie parcă încă de o încercare. Știți, cumpărătorii mei vor odată să-mi încerci prețul. Sau știți ce se întâmplă aici? Este iar psihologie. Cineva, ca dumneavoastră, are bai... Prețul cum o clavă, o crescută pe care a făcut în loc, ce că el a mânt, așa? Cineva are bai de aici, sau de aici,
Ce are bai de aici, ce are bai de aici. Lor nu e combinabil că... Eu am bai mai nefusă de. Nu? În fine. Nu e combinabil lor ca să acum prețul ducă jos. Ei ce fac? Ei în primul măsură a să manipuleze, a să crească prețul artificial, ca să poată ieși din baiurile ei ăsta și ei să intre în tranzacții de vânzare. Asta se numește ca la figura de rămas bun. Da? Adică el acum nu poate așa nivelul dat, s-a străbat așa puțin, pentru că nu sunt gata vânzătorii și cumpărătorii nu vor cedeze din pozițiile lor de cumpărare. Adică nu este acum, știți că gata, s-a trezat criza. Noi parcă avem acum în Republica Moldova un deja vu. Fix cum a fost luna martie, iarăși în carantin, iarăși închid, parcă luna în toamnă nu a fost așa de grabă. Nu e în iarnă, iar fix cum a fost anul trecut, că e anul martie. Parcă e deja vu, așa și aici. Ei nu sunt gata și noi vedem asta psihologic piață, că nu sunt oameni pregătiți. În criza încă este, încă ei nu s-au finisat. Noi psihologic ne simțim mai bine, adică noi nu ne tem, la noi cum a fost anul trecut, că gata, cu toți frica care o aveau, da, luau cu cristaje de cartofi profesional, da? Psihologic noi simțim, dar criza e încă este pe piață, în lume. De aceea... Cred că e despre lumea asta. Și eu sunt părerea, dacă lucrurile în general, cum spui dumneavoastră, se agravează mai departe, aur mai departe să crească. Dar eu, este punctul maxim, este punctul nivelul care nu a putut străbat în două ori. Eu sunt de părerea că nu îl va noi punctul acesta, va mai face o mișcare de oscilator pe care va străbate. Și când va străbate, ce-l fi într-adevăr, situația se va ameliora pe loc. Fiindcă aur este instrument refugiu, el nu este instrument care, spune așa, este folosit în alt scop. El este instrument ca a investi când e situația grea și a scoate, nimeni numai nu întreba aurul să trebuie undeva acolo. Da, el nu se strică, el nu se devalorizează, nu ruginește, dar nu se decorozie. Dar el banii trebuie de investiți în alte activități. Deci investitorii mari încă nu scot bani, nu se vede o mișcare puternică, dar știe o mișcare puternică ca și cum a fost creștere. Ce? Când atunci investitorii, final, ia să iasă de noi pe piață, de piața de aur. Dar până atunci, așteptăm să dăm o mișcare. Eu sunt de părerea că n-a să mă iasă, dar a să crească. El a început o așa, creștere, dar a să crească. De asta apuntarea referitor la tema de discuție de astăzi, Bitcoin vis-a-vis de aur. Adică, credeți-mă pe mine că oamenii nu sunt gata de a uita de instrumentul de refugiu clasic. Așa cum e aurul. Și de a da preferință, în mare parte, Bitcoin-ul. Dumneavoastră ați menționat cazul Musk când ați început să povestesc, sau dumneavoastră. Indiferent. Investiția lui de 1 miliard și jumate, dar pierderea știți care au fost? De 15 miliarde. Că Tesla s-a devalorizat, acțiunile la Tesla s-a devalorizat. Și, adică ca avere, averea lui Musk. Dar acest eveniment s-a produs ca urmare la devalorizarea, adică la acțiunile Tesla. Și de la primul om din lume cel mai bogat, are probleme. Ia doile. Ha, mi-a scăzut, ia doile. Ia doile. Da, decât, iarăși Jeff Bezos. Tot din partea lui... Căderea care a fost pe Bitcoin, tot din partea lui Musk. Tot a fost provocat din cazul lui Musk. El a scris acolo prețin socializare că ceva el regret sau... Da, regret de investiție. Da, investiție, o investiție, așa un cuvânt, necorespunzătoare sau nereușită sau nechipzuită, adică nu gândită, negândită. Și acolo critici au fost și evident el a spus că eu sunt inginer, eu nu sunt investitor, eu n-am investit în nimic în altceva decât în propria acțiune a Tesla și atunci Bitcoin a căzut foarte mult. Asta a fost, este efectul de masă, da? Cum a fost cu când a ieșit Warren Buffett, nu i-a spus, da? În luna aprilie anul trecut, a spus că eu vând toate acțiunile companiilor aeroiene, mai pe Boeing și mai departe. Boeing-ul a dus în jos. Fix așa a spus și aur, da. Influența să vrem sau noi vorbim de Soros, noi vorbim de Buffett, de care caz real cum mască, el poate influența. Se poate de manipulat, este procesul, se poate de manipulat pe piață cu ajutorul oamenilor pe piață, dacă ai, sau ești de părerea... Sfologie vieții. Dacă toți merg în direcția aceea și timp prețul crește. Dacă prețul depreciază, noi domnul acolo să râde, ca putem spune. Dacă toți ar asculta market discussion, o să prețul să aduci tot cum ar merge market discussion. Adică toți ar face profit. Dar așa că nu ne ascult toți pe noi. Adică fiecare... noi mergem după cineva. Plus la asta este momentul ăsta, că noi pe asta timp este ce ești ofertă.
Da, și ea nu, nu, este, nu este monopol piață de acum cu Bitcoin. Dacă cineva să aibă 56% din valoarea tuturor Bitcoin-ului, era să manipuleze cu piața. Vreți creați prețul, vreți scad. Piața voluntară, știm că se transuțează puțin undeva 5-9 trilioane de dolari pe zi, nimeni nu are așa volum de bani ca să poată manipula, să aibă 50 plus, nimeni nu are. Deci piața tot timpul este o luptă din ce și oferă. Dar mai este efectul ăsta de turmă, care el așa spunește, când este o noutate și toți pierd în locul pe noutate. Este un investitor care comandă și toți au încredere în viziunea lui și toți se va cumpăra sau vinde. Cum s-au făcut cu Soros, cum s-au făcut cu Buffett și cum s-au făcut cu Elon Musk. Sunt cazuri, nu sunt destea multe, dar sunt câteva. Bine, deja este ora, deja ceva se trece. Anchetă ne dați nouă. Noi vă mulțumim.